Bună ziua, sunt Valeriu Vasilică și vă invit să urmăriți o nouă conferință de presă din cadrul proiectului agenției IPN, Injustiția la vedere prin mijloace multimedia. Conferința este organizată de vădova Olga Stoica și se intitulează Crima din satul Vulcănești, mușamalizarea tentativei de omor împotriva mea și a fiicei minore și neatragerea la răspunderea complicilor în cazul omorului soțului meu. Participă la conferință avocatul Ion Mazur. Vă amintesc că agenția EPN invită să participe în acest proiect persoane fizice și juridice care consideră că se confruntă cu fenomene evidente de injustiție. Cazul despre care se va vorbi în continuare a mai fost elucidat în câteva conferințe de presă de la EPN, iar faptul că nu-și găsește soluție o perioadă atât de îndelungată, ba chiar din contra, se pare că se agravează și mai mult, sugerează că poate fi examinat sub aspectul injustiției. Organele de presă pot prelua înregistrările IPN pentru realizarea produselor media, jurnaliștii pot adresa organizatorilor întrebări prin SMS la numărul de telefon 062111111426. Telefonul este al domnului Ion Mazur și va mai apare pe ecranele, pe monitoarele dumneavoastră. Întrebări pot fi adresate și prin intermediul paginii de Facebook IPN Agenției de Presă. Acestea fiind spuse, transmit microfonul organizatorilor. Vă rog, domnul Mazur, doamna Stoica. Da. Bună ziua. Deci, după cum a menționat domnul Vasilică, deci pe parcursul deja mai mult ori o perioadă foarte lungă de timp. Pe cazul dat, nu că nu se iau măsuri, dar din contra se fac tentative de a ascunde urmele infracțiunii și anume martorii cheie în cazul dosarului dat sunt reținuți ilegal, sunt pornite dosare penale tot de procuratură. Deci noi suntem în fața unei situații complicate de sistem, luând în caz, ca exemplu, dosarul dat. Deci martorii, în cazul de față, care într-adevăr au văzut circumstanțele, cum toți cinci infractori s-au înțeles să meargă să-l ucidă pe răposatul Stoica Serghei, au declarat cum ei și-au încărcat armele împreună, s-au telefonat între ei. Acum sunt, cu părere de rău, persecutați tot de procuratură. Stoica Olga, având în vedere circumstanțele date, a depus la procuratură. Deci luați vă rog și investigați de ce acești martori sunt persecutați, cu atât mai mult amenințați de către inculpații, condamnații deja în dosarul dat. Procuratura ne dă un răspuns formal că noi nu vom examina pur și simplu nici declarații simple, declarațiile dumneiei înșirate pe o foaie, nu doresc să le examineze. Nimai vorbim că aici sunt elementele infracțiunii de micțiune în făpturie justiției, de șantaj, pornirea dosarelor acestea la comandă. Mi pare rău că așa se întâmplă, fiindcă noi am ajuns și în judecată, judecătorii de instrucție în baza articolului 313, adică hotărâri menținute și decizia curții de apel, obligă procurorul să investigheze toate aceste circumstanțe, tentativa de omor asupra dumneiei, complicitatea la omor a tuturor infractorilor, absolut nu se întâmplă nimic. Deci noi deja mergem la judecătorul de instrucții, la curtea de apel, ca să oblige procuratura să întreprindă măsurile astea, deja a treia oară. Deci avem o instituție care, chiar și legislativă și normativă, foarte, foarte vagă, adică o încheiere a judecătorului de instrucții, prin care constată că procurorul nu își îndeplinește obligațiunea nu dă niciun rezultat. Procurorul repetat, cu aceeași poziție, dispune a nu începe urmărirea penală. Cu toate că nu îndeplinește toate cerințele invocate în hotărârea judecății. Cu atât mai mult,
nereușind plângerea doamnei Stoica Olga să ajungă la procuratură, deja este rezoluția procurorului șef a procuraturii, adică adjunctului, prin care spune procurorul executor, pregătiți, vă rog, ordonanța de refuz, dar proiectul prezentați lui procurorului șef ca să, ca să fie corectă. Adică avem un formalism exagerat și o indicație pe cazul dat directă de la conducerea procuraturii. Nu ne pare rău că suntem impuși poate de circumstanță că cândva cineva a decis că aici este așa cum este. Deci procurorii de rând care examinează de fapt, care cunosc probele în detaliu, care ei nu pot lua nici o decizie în orice caz, cred că, care s-ar examina de procuratură. Peste tot avem indicațiile conducerii. Indicațiile astea, acestea nu prea sunt de multe ori corecte, fiindcă procurorul șef nu are de cum să știe toate detaliile unui caz. Și deci noi nu vorbim că numai procurorul nu cunoaște. Deci noi avem o instanță, adică o hotărâre de judecată prin care spune că procurorii deci, nu întreprind măsurile, nu investigează, nu pornesc urmărire penală. Deci procuratura, conducerea procuraturii, deci are o opinie care uneori nu este bazată pe nimic în afară de cele auzite de la nu știu cine și deci ei mențin aceeași poziție în continuare. Pe această cale noi considerăm că deja o să adresăm o petiție, o plângere, un demers către toți deputații din Parlament ca să fie investigat cazul acesta pentru că este o problemă de sistem. Noi alt soluții, alt ieșire din situații deja nu mai există, fiindcă nu poți merge la nesfârșit în judecată, judecata să-ți spună, da, procurorul nu are dreptate, însă procurorul în continuu dispune una ce are el preconceput în mintea lui. Totodată, într-o țară normală, martorii cheie într-un dosar atât de complicat sunt protejați de către stat. La noi se întâmplă cu totul invers. Deci, acești martori nu că nu sunt protejați, dar și rudele și familiile lor sunt persecutați și de către cine? Tot de către aceeași procuratură. Respectiv, comiți, vii la poarta omului, noaptea, comiți omorul, deci 5 persoane, prin înțelegere prealabilă, cu pregătirea armelor, cu tot, cu automobil pregătit, cu totul, la urmă, 4 persoane din 5 au 2 ani închisoare, deci asta este decizia Curții de Apel, pentru că au comis un hooliganism și din care deja mai mult sau aproape 9 luni de zile au stat în arest la domiciliu. Adică puteți să vă închipuiți ce pedeapsă obții în cazul în care ești complice la comiterea unui omor și plus tentativa de omor asupra Stoicăi Olga și copilului ei minor. În circumstanțele date, considerăm că procuratura totuși este una care nu funcționează și nu funcționează din cauza că unii conducători au niște își depășesc atribuțiile prevăzute prin lege sau fiecare procuror trebuie să fie independent în cazul său. Deci asta nu se întâmplă la noi și este foarte grav ca să ignore atâtea hotărâri de judecată, atâtea probe evidente că această complicitate a avut loc și să dispui prin rezoluții fără ca să ajungă materialul cel la procurorul executor că tu deja pregătești neînceperea și prezintă-i procurorului șef. Astfel ar trebui ca deputații noștri, organul nostru suprem legislativ, să se sesizeze asupra cazului dat
și să formeze o comisie de anchetă și să le elucideze toate circumstanțele cu luarea măsurilor corespunzătoare. Sau, pur și simplu, poți să te luți la infinit să îmbli la judecătorul de instrucție și să nu mai vezi niciodată dreptatea. Eu mă rog la voi, sunteți și voi oameni, am rămas cu 4 copii și cred că să și bă dreptate în Moldova noastră, că procurorii care iau banii nu vrea să decide nici un caz, nici un nimic, n-a voie că au procurori mai mari care iau bani și nu fac nici o dreptate pe Moldova noastră. Eu mă rog la voi să luați măsuri cu asta și să faceți o dreptate în Moldova. Că nu e numai la mine cazul ăsta, dar tot Moldova așa să fac că iau bani procurorii și nu fac dreptate la lume. Gata, vă mulțumesc. Vă mulțumim, asta e tot.